Fostul primar al municipiului Hunedoara, actualmente consilier județean și președinte al organizației județene PMP Hunedoara, va candida din nou pentru funcția de primar al municipiului de pe Cerna. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Hunedoara în direct, unde Viorel Arion a fost invitatul Petronelei Tămaș. Arion recunoaște că are șanse mici de a-l surclasa pe actualul primar social-democrat Dan Bobăuțanu, dar spune că voturile obținute vor fi contabilizate la nivel județean, pentru care PMP și-a propus să obțină cel puțin 5 posturi de consilier județeni. Deci la Hunedoara voi candida eu, dacă nu se schimbă nimic între timp. Evident că suntem în dificultate pentru că conform unui sondaj pe care l-am făcut în toamnă, PSD și actualul primar domină și chierul politic, să zic, din municipiul Hunedoara, dar numărul voturilor de pe municipiul Hunedoara se va contabiliza la nivelul Consiliului Județean, unde noi estimăm că vom scoate în jur de 20.000 de voturi. Și evident, din acest depinde și de cât se vor prezenta la vot. Ne-am propus ca obiectiv minim 5 consilieri județeni.